Perfect. Ați venit la un nou vlog cu mașina potrivită. Astăzi sunt din nou în Timișoara. Am fost invitat la un eveniment de lansare a unui showroom Ford, iese extind, și m-au invitat și pe mine. M-am gândit să-mi iau vreo două zile și să vin în Timișoara să filmez diferite mașini interesante, așa că o să vă iau cu mine să vedeți ce fac eu zilele astea două. Bine ați venit la Timișoara! Bun, eu sunt la pensiunea Violeta, mi se pare. Aici este foarte, foarte cald, așa că o să-mi dau lovoranul ăsta jos. E mult mai bine așa. Mă pregătesc acum să încep prima parte a zilei. Voi testa prima mașină, este vorba despre mașina asta. Încă nu vă zic exact ce mașină e. Înainte să mă apuc însă de orice chestie, de filmare, de pregătit, de văzut mașini așa, și de filmat, mă voi ține de ce am promis, și anume trebuie să fac câteva rapoarte de verificări pentru mașinile pe care le-am văzut ieri. Acum sper să apuc să conduc mașina asta. Să povestesc 2-3 lucruri despre modul în care conduc eu, modul în care eu îmi țin mâinile pe volan și cum ajută asta în traficul din viața reală. Sunt foarte încântat de mine că de data asta am ajuns punctual la această festivitate, să-i spun. Acum urmează speech-uri. De asemenea, am alături pe domnul Atila Salvo. Felul cum am aranjat curtea a fost o operă colectivă. Da, o operă voi, ne prinde pe toți. Începând de la primărie, este cel mai bun din țară în etică auto. Se acordă celui de an 7500 lea membru al familiei Ford, Casa Auto Timișoara. Țineți minte filmulețul de Black Friday? El a primit telefoanele, ia, pe zine. La ora 10 l-ai postat? Da. La ora 11 am primit 3 mail. Clienții m-au ajutat cu sunet de la ora 6. Am primit un sunet de 20 de telefoane, de la 6 până la ora 8. Foarte bun. Și am înțeles că o doamnă a cumpărat până la urmă, nu? Da, o doamnă care a fost, prima doamnă care a fost postarea. Ce tare! Și când v-a sunat? Dimineața la așa. Cred că a fost prima doamnă care a sunat. Wow! Foarte tare. Cool. Bine. Deci era pe bune, fraților. Era pe bune. Trebuia să sunați la 6. Dar voi dormeați. Bun, dragii mei, cam asta a fost relatarea mea pe ziua de astăzi. Băi, deci, am dormit super bine. Din păcate trebuia să mă trezesc pe la 8, să ajung la oamenii ăștia la 9, ca să filmez un S-Class, însă deja e 10. Nu știu ce S-Class o să mai filmez eu azi. O să văd. Am luat o bomboană de la ei. Bă, da, ce făceam. Faci o depășire și vine ceva din față? Nicio problemă! Oh, dar vai, ce a apărut acolo? O căciulă! Asta înseamnă că trebuie să retrogradez și să o calc. Mamă, deci îmi place forța.
este bine să pornești mașina când este scoasă din viteză. Așa. Și practic tot ce trebuie să faci tu este să apeși pedala de ambreiaj, să bagi în viteză. Bun. Eu sunt încă la reprezentanța Mercedes de la Casa Auto Timișoara. Sunt destul de obosit. Astăzi a fost o zi destul de lungă. Am testat S-clasul acela, m-am trezit târziu, am apucat să mănânc ceva super, super târziu pe la prânz, apoi am fost la un Starbucks, repede am băut o cafea. Ce am mai făcut? Am fost să văd o mașină pentru un prieten de-al meu, am văzut un Ford Focus aici în Timișoara, deci o mașină pe care am verificat-o pentru mașina potrivită. Și ce am mai făcut? Și am filmat tot felul de episoade pe care sper că o să le uploadez, întâi trebuie să le editez și așa mai departe. Voi vorbi despre diesel versus benzină, nu? Nu, parcă ăsta n-am apucat să-l filmez. O să vorbesc despre automată versus manuală. O să vorbesc despre poziția corectă, din punctul meu de vedere, la volan și modul în care conduc eu atunci când testez mașini second hand. Da, cam toate astea am apucat să le fac în două zile. Acum este aproape 7, vreau să merg să mănânc, să mă întâlnesc poate cu niște prieteni de aici din Timișoara, după care am un avion la 11. Și practic mâine, la prima ora dimineață, adică gen 1, o să fiu acasă în pătuțul meu. Bun, vă mai țin la curând din aeroport. Celeaua asta s-a dovedit a fi o mașină ok. Am mers două zile prin Timișoara cu mașinuța asta. Nu este de mine, asta cu siguranță pot să-mi dau seama, mai ales după ce am condus și un S-clase. Mie mi se pare că este o mașină prea mică și prea îngustă. Totodată are și suspensiile prea dure, mai ales prea dure pentru gustul meu. Deci dacă mi-aș lua cumva un celălalt din ăsta, cu siguranță aș opta pentru opțiunile normale, fără suspensii sport. Bye bye, cele A.